Combaterea contrabandei cu țigări rămâne principală activitatea Poliției de Frontieră. În anul 2014, Inspectoratul Teritorial de Frontieră a destructurat 8 grupări infracționale organizate pe contrabanda cu țigări de proveniență ucraineană. Dacă țigaretele confiscate ar fi ajuns pe piața neagră, prejudiciul estimat adus statului ar fi fost de aproximativ 5 milioane de euro. Tot în această perioadă au fost executate peste 50 de percheziții domiciliare în cadrul unor acțiuni de combatere a contrabandei cu țigări. În urma activităților desfășurate pe această linie, au fost indisponibilizate 100 58 de autoturisme folosite în activitatea infracțională. Contrabandiștii de țigări au recurs anul trecut la mai multe metode inedite pentru a introduce ilegal țigările în țară și anume în camioane ascunse sub material lemnos, ascunse în canapele și fotoli cu barca peste apa râului Tisa cu cai prin zonele muntoase greu accesibile, prin apă echipați în costum de neopren cu Delta deltaplanul Orcusania.